Openul Bucureștiului și Cupa Corisan la Jiu-Jitsu a mai adus în zestrea clubului Acvila încă 8 medalii. Printre câștigători s-au aflat de această dată și 3 seniori care au revenit în circuitul competițional. Giurgiuvenii au ales să nu acorde o atenție deosebită turneului de weekendul trecut, deoarece luna aprilie este presărată de evenimente sportive naționale și internaționale, atât pentru club, cât și pentru loturile naționale, unde sportivii Acvila sunt deseori cooptați. Rezultatele sunt foarte bune, așa cum am spus. Noi ne pregătim pentru competițiile care urmează, competiții naționale și internaționale, și am zis să nu îi accidentăm, dar dorința lor a fost atât de mare încât au vrut să participe și la această competiție. Setea de performanță. Setea de performanță, probabil, și setea de competiție, a participat la competiții. Openul Bucureștiului a avut de această dată și participanți din Turcia, iar intenția organizatorilor este să înscrie competiția în circuitul internațional. La fel se întâmplă și la Giurgiu, unde anul acesta, la tradiționala Cupa Acvila, vom vedea concurenți de peste hotare. Cel mai important lucru este că la această competiție și noi am invitat pe cei din lotul național al Turciei și vor participa la Cupa Acvila la Giurgiu în decembrie. Este deja stabilit, vor participa. Sigur, este o invitație oficială și oamenii au răspuns pozitiv. Sperăm pe lângă ei să mai aducem și din Bulgaria și Grecia cel puțin. Sportivii se antrenează intens seară de seară pentru a da cel mai bun randament la fiecare turneu, indiferent de importanța acestuia. Cum merg antrenamentele aici la sală? Sunt foarte intense, ne pregătim pentru o competiție mondială. Că tu, domn Brăuț, mi-a spus că tu ești cooptat în lotul național, așa este? Da, vom participa la competiția din Turcia, Antalya respectiv. Ce speranțe ai? Păi aș vrea să obțin medalia de aur